te salut, Neamitică. Parcă ai, te văd așa, ai venit, bine ai venit în primul rând. Să trăiești, Horia. Dar te-am văzut așa, foarte agitat, foarte supărat. Numai, adică te-am văzut că ai intrat ca o furtună. Domne, nu se poate. Domne, cum face un român ceva, îi dăm în cap, îl nenorocim. Dar ce ai pățit? Băi, să știi, să te ferească Dumnezeu de omul prost și în același timp să fie și rău. Fii atent aici, spun eu, Horia. Băi, eu am avut în decursul vieții mele noroc de ăștia, dar nu m-au doborât, să știi. Bă, mă uitam, bă, niște neaveniți, niște, fii atent aici. Terchea Berchea. Terchea Berchea, băi, fii atent. Și așa anti-români mulți. Păi că ăștia, vrei să spun ceva? Ne dau un cap la noi în țară la greu. Bă, dacă... Și aici nu e că nu ne vindem țara, n-ai nicio legătură. Băi, Horia, ai așa de mare dreptate. Băi, uite, să-ți dau un exemplu dacă ai zis de ăsta. Fii atent aici. La Constanța a venit unul, un investitor, și unde făcuseră aia nenorocirea aia pe care au făcut-o și au stricat tot litoralul de la Mamaia. Care, plaja aia de-au nenorocit-o? Da, de-au nenorocit-o. Da. A venit unul, a luat toate aprobările de la primărie, îl felicit pe primar și primăria și toți care au dat avizele. Primar, nu? Actualul primar și toate avizele, fii atent aici. Uh-huh. Băi, băiatule, și a băgat 7 milioane, aproape 8 milioane de euro. Cine? Tipul ăsta? Nu, da, un tip, dar e român. Fii atent. A făcut asta pentru fiul lui, că s-a lăsat de jocuri de noroc fiul său și a luat-o pe calea dogmelor religioase. Așa. Și a făcut treaba asta să facă ceva de vis la Mamaia, acolo. Uh-huh. În deșertul ăla pe care l-au făcut da, de-au unii. Dus plaja la 200 de metri. Ca să ia miliarde să fure. Mă, și a venit unul care a fost... Dar cum îl cheamă pe ăsta? E secret? Patru luni sau 6 luni ministru la justiție, Stelian Ion. Da. Mă, frate, și a făcut o vâlvă. A nebunit presa, a nebunit pe toată lumea, că reziști, știi că pompează bine în mass media. Tu știi, eu nu știu. În mass media. Așa? Băi, fratele, numai bețe în roate îl traumatizează pe... Cine e ăsta? Cine e băiatul ăsta? Românul ăsta? Dom'le, Alin Bucur, care a fost deputat. Da, era om de afaceri, omul? El și taică sunt oameni de afaceri. Și sunt din Constanța? Hai stai ca să înțeleagă lumea. Da, sunt semii și din Constanța și din București. Bun, sunt oameni de afaceri. Oameni de și afaceri. Băiatul ăsta, Alin, cum ai scălcheam, Alin? Alin Bucur. Bun, a luat să refacă nenorocirea aia, nu? Da, a luat autorizații. Da? A luat avizele întâi, a luat autorizații, tot, să facă ceva ca să-i mai dea puțină importanță litoralului din Mamaia. Da, care l-au făcut praf, care de-au dus plaja la 200 de metri. Ca să poată să fure un miliard. Așa. Bun, și ce a făcut băiatul ăsta? Ce a făcut? Nu toarnă o găleată de beton sau ceva, face totul ultramodern. A cumpărat de peste 3 milioane jumate materiale, umbrele care se însoară întorc după soare. Soare. Doamne, ce a putut să cred că numai proiectul costă peste 1 milion de euro. Adică amenaja plaja asta, da. Acolo adică din nenorocire aia, din pustiul Sahara, a făcut o oază, o plajă să meargă lumea iară? Unde te mâncau ciorile și pelicanii. Și șobolanii, că se desfințase la Marica acolo. Uh-huh. Și era crescătorie de șobolani în vechea locație a lui Marica. Uh-huh. Înțelegi? Și ăsta lângă a făcut a început o chestie cu acte în regulă, cu tot, fii atent aici. Uh-huh. Român de-al nostru. Român de-al nostru. Da. Băi, să-l mănânce, băi, că e român. Uh-huh. Băi, fraților, debarasați-vă de comunism. Bun, și stai, omul a băgat 7 milioane de euro. Până acum 7 și milioane. Și care e problema? Că nu înțeleg. Ce face fostul ministru? Băi, în fiecare zi îl traumatizează cu controle, cu astea. Ăla concurează pentru primăria capitalei. Cum îl cheamă ăsta? Stelian Ion ăsta. Pentru noua capitală, pentru Constanței. Pentru primăria Constanței. Și șuflă mușchii, să-l vadă alegătorii. Și îl critică pe ăla, și toată primăria o terfelește și așa mai departe. Ăsta de la Rezist, de la USR, care numai nenorocire au făcut în toată țara pe unde sunt. Băi, nu se poate. Băi, ia-te bă de mână cu Clotilda, cu ăla de la Timișoara și lăsați-ne naibii în pace, băi, fratele meu.
Băi, românii ăștia să mai prospere și ei, că nu face ăla pentru el, mă. Băi, toți bucureștenii, unde să se ducă, mă, în Mamaia? În Cior și în Pescăruș? Trebuie să facă cineva și ceva. Și în Șobolani. Iar cum face unul ceva extraordinar? Asta, un aspect.